Bună seara, domnilor, domnișoare și domnilor, și bine v-am regăsit. Începem o săptămână împreună, o săptămână, iată, care ne duce în a doua parte a lui aprilie. Și dacă e să ne uităm peste vreme, parcă suntem la un început de vară, însă atenție mare că de miercuri încolo se cam reduc gradele și revenim la temperaturile normale pentru această perioadă. Și vremurile sunt exact ca vremea, imprevizibile, ca să zicem așa, vremea probabilă și vremurile la fel de probabile sau improbabile, depinde cum vreți să le luați. Începem săptămâna cu titluri în Gazeta de Nord-Vest, cu județul Satu Mare care are prefect nou, după ce Radu Roca a demisionat pentru a putea candida la primăria Satu Mare, noul prefect Ioan Tibila depus jurământul și o să vedeți în a doua parte a emisiunii ceremonialul de vineri de la prânz. Sătmărenii de la Kayak Smile fac istorie și de asemenea despre meciul cu 5 jucători eliminați de la Carei. S-a întâmplat între Victoria și Minaur Baia Mare, s-a terminat 1-1 cu gol marcat la ultima fază de băimăreni. Însă mai multe despre sport în ultima frază, să zicem, mai emisiunii. Astăzi mergem din nou la Medie și Aurit. Astăzi o să vorbim mai mult despre comuna respectivă decât am făcut-o la întâlnirea, la prima întâlnire pe care am avut-o cu Radu Ian, cu directorul Cancelariei Prefectului, și asta pentru că o să aflați mai multe și despre intenția de a candida oarecum a lui Radu Iancu, de a reveni pe fotolul de primar al comunei. E una dintre cele mai importante comune din județul Satu Mare. Alături de mine, Radu Iancu. Domnul Iancu, bine ați revenit. Mă bucur că suntem din nou împreună. Două sunt motivele pentru care am vrut să ne întâlnim la început de săptămână. Unul la mână, pentru că se apropie alegerile, și doi, pentru că se apropie un eveniment de suflet pe care dumneavoastră îl aduceți la Satu Mare. Oarecum, e vorba de evenimentul legat de, nu doar de concertul Madrigal, ci de seria de concerte pe care Madrigal le va susține în județul Satu Mare. Bună seara! Bună seara, domnul Florin! Dacă tot ne hai să fie cu Radu și Florin. Dacă tot ne dormim, da, Radu și Florin. Da. Bine v-am găsit! Salut ascultătorii Nord-Vest TV. Și sigur, ai spus că în perioada aceasta au fost unele evenimente mai deosebite și, într-adevăr, unul dintre cele mai, oarecum, să zicem, importante în această perioadă a fost numirea noului prefect, la care amândoi am făcut parte. Am participat. Da. Și sperăm că va fi o schimbare de bun augur. Sigur, se știe că schimbarea a fost din cauza legislației care prevede că prefecții și subprefecții nu pot să candideze și trebuie să-și dea demisia cu cel mult 50 de zile înaintea alegerilor. Așa că domnul Radu Roca a fost subprefect, a trebuit să-și dea demisia și în locul lui a fost numit Ioan Tibil. Facem parte amândoi în continuare din echipa de Cancelarea Prefectului și sperăm să trecem cu bine peste perioada alegerilor. Da, e o perioadă aglomerată. Astăzi, de altfel, a fost o zi plină. Înainte de a face politică, să facem puțin administrație, dar a fost tragere la sorți la Biroul Electoral pentru stabilirea președinților și vicepreședinților în birourile de circumscripție. O chestiune tehnică până la urma urmei. Da, o chestiune tehnică care trebuia să se țină astăzi, pentru că era grafic și sigur după programul stabilit de către guvern era nevoie ca astăzi să fie, era ultima zi de tragere la sorți a președinților și locțitorilor de președinților de circumscripții. Biroul Electoral Județean de astăzi are președinte și locțitor și deja începe să fie funcțional. Da, și sediul practic rămâne cel din Palatul Administrativ de la Consiliul Județean. Da, vechiul sediu din Palatul Administrativ de la subsol. Totul în bună ordine până la urmă, nu? Da, în timpul zilei de astăzi am fost cu noul prefect să vedem dacă totul este ok și undeva în jurul orei 14 s-a făcut predarea de către prefect spre președintele Biroului Electoral Județean. Da, practic, acolo se depun candidaturile, se verifică actele,
Da. Se validează candidaturile, cam asta e rolul. Sau? Da, și în ziua alegerilor, sigur, se va muta sediul la Casa de Cultură, pentru că seara se vor prelua buletinele de vot, procese verbale și toate celelalte. Bun, era un sediu propriu ca să aduci sacii de cu voturi în sala respectivă, la Casa de Cultură, acolo e tradițional până la urmă. Da, exact, în aceleași locații în care au fost și anii trecuți. Da, acum, sigur, chestiunea e că sunt comasate alegerile și să sperăm că nu se vor crea în noaptea din 19 iunie cozile acelea la predarea proceselor verbale. Totdeauna știm că a fost o experiență nu tocmai plăcută pentru președinții secțiilor de votare sau vicepreședinți. Da, acum este foarte greu să nu se creeze disconfortul respectiv, dar se va încerca cu o programare prealabilă să se prezinte așa pe rând fiecare din teritoriu și atunci sperăm ca să nu se creeze într-adevăr cozile. Experiența pe care o are Radu Iancu de la alegerile trecute, cum se procedează? Să vină de la comunele mai mici sau cum se face? Le programez mai întâi cine vine primul sau cine numără? În primul rând, în momentul când birourile de circumscripție locale își anunță încheierea procedurilor, procesul electoral, îl anunță la biroul electoral județean și atunci, sigur, îi spunem în 30 de minute sau în cât timp să ajungi la... Și sigur, depinde și de locația, de OATU despre care vorbim, pentru că nu-i tot una să-i comunici celor din Odoreu, să le comunici celor din Odoreu sau să le spui celor din Săuca, de exemplu. Sau Tarna Mare. Sau Tarna Mare, da. Care e o localitate mai îndepărtată. Cine face ștampilele? Ștampilele au fost făcute deja de către prefectură și sperăm că mâine, undeva la ora 10, să avem o ședință cu toți președinții și locțiitorii birourilor electorale și vor președinții de circumscripții electorale și mâine le vor prelua la sediul prefecturii. Așa e. Se completează birourile? Cine? Cu membrii de la partide sau cum? Da. În 48 de ore, respectiv până miercuri, la ora 23, trebuie să fie completate în fiecare UAT cu reprezentanții partidelor. Da. Și astea sunt birourile electorale. Birourile de circumscripție. Da. Iar președinții de secții de votare urmează ulterior să fie și ei mai fără calendarul mai încolo. Mai, se pare, sau da. Cam așa ceva. Deci că să nu se încurce lumea. Că sunt unii care se întrebau dacă astăzi... Nu, vorbim despre președinții și locțiitorii birourilor electorale. Circumscripțiilor. De circumscripție, da. Da, birourile de circumscripție electorale. Bun, și președinții de secții de votare ceva mai încolo. Asta. Da. Și am înțeles că și STS-ul face încălzirea, ca să zic așa, și cu cei care se ocupă cu tabletele și până la urmă. Da, sigur. Și totodată mâine vor primi și telefoanele care se dau de către STS fiecărui președinte de circumscripție electorală. Cred că există o experiență deja de atâția ani și atâtea rânduri de alegeri, încât nu cred că să aibă organizatorii probleme, nici magistrații care sunt în birouri, nici cei angajații instituției prefectului. Sigur, o parte dintre președinții de circumscripție electorală, într-adevăr, sunt magistrați și ne bazăm pe pregătirea lor și pe experiența lor și atunci, sigur, eu sper că să nu fie probleme. Bun, asta e chestiunea tehnică. Tot săptămâna asta legat de, și să terminăm capitolul cu instituția prefectului, săptămâna asta comandament pentru Sâmbră, pentru că se apropie Sâmbră, va fi o Sâmbră importantă anul ăsta. Da. Un an electoral. Sâmbră electorală. Turiști, oameni politici. Și tot săptămâna asta, pe 19, vineri, va fi o ceremonie, nu? În centru. Da, se va serba ca și anul trecut.
intrarea... Da, vor fi 105 ani, 105 ani de la intrarea trupelor române în satul mare și va fi un ceremonial militar și unul religios în centrul orașului, la statuia Ostașului Nicon Scot. Da, așa e. Săptămână interesantă, săptămână importantă și săptămână cu multe evenimente la satul mare, nu doar electorale. Hai să mergem la Medieș. Radu Iancu a fost primarul comunei Medieș și știe multe de acolo. O legătură de suflet cu cei de la Madrigal. Hai să o legăm așa, Mițel. Cum devine Madrigalul, acum chiar vine Madrigalul la satul mare, că a mai fost o poveste de Ziua Pământului. Cum devine Madrigalul la satul mare? Sigur, eu mai fost. Probabil a fost și inițiativa lor, dar a fost și o discuție. Anul trecut m-am întâlnit cu ei la un spectacol în Săptămâna Patimilor la Cluj și discutând le spuneam, nu, probabil o să veniți la satul mare. Și în urmă cu câteva luni am fost sunat de către managerul lor general, domnul Pantelimon, și zicea că ar dori să pună la punct o venire a corului Madrigal la satul mare. Și sigur am propus ca să vină în apropierea sărbătorilor pascale și atunci în Săptămâna Floriilor o să fie la satul mare. Da, e o serie de evenimente până la urmă urmei legate de Madrigal, dar o să lăsăm, sper să putem lua legătura cu domnul Pantelimon prin telefon și să-l avem alături de noi în direct la Actualitatea Sărmăriană. Spectacolul extraordinar va fi la satul mare miercuri 24 aprilie de la ora 19 la Casa de Cultură a Sindicatelor. Biletele deja s-au pus în vânzare, căutați și pe Facebook și spectacolul extraordinar. E un eveniment, Săptămâna Patimilor, dar mai multe sperăm să ne spună domnul Pantelimon. Cum a fost atunci? Practic, corul Medieșana sau Mediesana, cum e corect? Medieșana. Medieșana, da. A fost unul dintre puținele coruri, dacă nu chiar singurul, care a apărut pe un afiș cu Madrigalul. Da, pe un afiș și pe o scenă. Pe o scenă, da. Au cântat împreună cele două coruri. Sigur, și atunci a fost un spectacol și am realizat o colaborare foarte bună cu cei de la corul Madrigal. Și atunci, la venirea lor, a stat o săptămână aproape. Au avut activități și cu programul lor Cantus Mundi și alte programe care le derulează în țară. Le-au făcut atunci și la satul mare și la Medieșaurit. Da, ei au fost și și-au lansat o suită de... Da, e la telefon, hai să nu mai vorbim noi da. Așa, pe lângă, să spunem, subiect, că l-avem la telefon pe Emil Pantelimon, managerul al Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin. Domnul Pantelimon, vă salut cu drag și abia așteptăm să reveniți la satul mare. Nu ne-am mai întâlnit, am văzut toate stările și din ce ați văzut la satul mare, ați plecat foarte încântat în Peru de aici. Bine ați venit la noi, bună seara! Alo! Sper că rezolvă David problema. Da, însă a fost la satul mare, a văzut locațiile. Din păcate, la teatru e cam ocupat, nu s-a putut... Da, sigur, la teatru e prea ocupat pentru că domnul manager nu a dorit să colaboreze. Așa că cei de la Madrigal au optat pentru sala Casei de Cultură. Există și un mic avantaj, că sunt mai multe locuri, poți vinde mai multe bilete. La teatru erau vreo 250 de bilete, aici sunt vreo 600. Da. Se pot bucura mai mulți sărbători de eveniment. Spuneam că au fost în Peru și de acolo o să aduc o chestiune legată și de Țara Oașului. O să fie evenimente, cred că, și la Carei și la Negrești. La Negrești va fi evenimentul de care vorbești tu. Sigur, au înregistrat în Peru, la Machu Picchu, pe fundalul sonor, cântece de oaș. Și lansarea CD-ului, care l-am înregistrat acolo, va fi la Negrești, la Muzeul Țării Oașului. La Muzeul Țării Oașului. Merge? Acum poate avem mai mult noroc. Alo, bună seara, domnul Pantelimon. Alo?
David? Ce se întâmplă? Oare? Pare să nu avem noroc. Da, e greu cu tehnica, mai ales cu telefoanele astea fixe, de pe care trebuie să sunăm. Satul Mare foarte slab. Nu-i nimic, o să strigăm noi mai tare. Ok, da, acum v-am auzit mai bine. Acum ne-ți auzit mai bine. Suntem cu domnul Radu Iancu, Florin Mureșan, în studioul Nord-Vest TV și vă așteptăm la Satul Mare. Dacă ne auziți atât de greu, hai spuneți-ne repede despre evenimentul care va fi la noi în județ și de unde se poate. Ne bucurăm tare mult să ajungem la Satul Mare pe 24 cu un spectacol foarte special pentru Madrigal. Săptămâna Patimilor este o poveste a ultimii săptămâni din viața Mântuitorului aici pe pământ, pusă foarte frumos în scenă de corul Madrigal în scenografia bunului nostru prieten Vladimir Turturica, dar cu o mare bucurie aceasta în final a învierii, cu atât mai mult cu cât iată că la Satul Mare Madrigalul nu vine doar pentru un spectacol, ci la Negrești Oaș ne bucurăm să aducem în lumina reflectoarelor chiar de flori, un clip extraordinar pe care Madrigalul la final l-a filmat în Peru, la Machu Picchu, și al cărei coloană sonoră se referă la o suită din Țara Oașului. Ce poate să fie mai potrivit decât atât și cu ce poate să fie mai mare bucuria noastră decât să venim chiar în Muzeul Țării Oașului să lansăm acest clip și sigur să avem un recital de flori pentru publicul sătmărean. Practic e un turneu în Ardeal, din ce am văzut în perioada asta, din ce îmi dau seama, un turneu în Transilvania. Așa este, corul Madrigal se află în turneu în Transilvania în această perioadă. Începem prin a concerta la Sibiu, la Cluj, la Blaj, iar apoi în Satul Mare și Baia Mare o serie lungă de evenimente. Până la Paște, numai puțin de 24 de evenimente prilejesc acest turneu, cu expoziții, cu lansări de carte, cu spectacole, cu concerte pentru bebeluși, cu concerte speciale, cu înregistrări speciale, cu filmări inedite. Trebuie să vă spun că în aceste secunde suntem în Sighetul Marmației, unde vom filma la memorialul de aici, de la Sighet, un clip al piesei Pater Noster. Sunt lucruri frumoase care le facem aici într-o zonă binecuvântată, într-o zonă în care ne simțim foarte bine și pe a cărei energie de fapt vrem să o transmitem și să o promovăm la nivelul întregii țări și de ce nu la nivelul întregii lumi, pe peste tot pe unde mergem. Iată, dacă s-a putut auzi o suită din Țara Oașului în situl din Munții Andi, din America Latină, de la Machu Picchu, cred că asta este cea mai bună cheie, că această universalitate a culturii noastre este valabilă. Cum a fost primită suita din Țara Oașului la Machu Picchu în Peru? Filmările din Andi au fost o provocare pentru noi, diferență foarte mare de altitudine. Întregul colectiv s-a adaptat foarte repede. Nu mai spun că în puținul timp pe care l-am avut dedicat doar corului Madrigal în întreaga cetate, care este absolut fantastică, de la Machu Picchu, am prins și două ploi, dar toate au convers până la urmă în a finaliza ziua pe care ne-am propus-o și filmarea acestui clip special de muzică contemporană românească într-un spațiu antic-universal, cred că aproape cel mai cunoscut de pe planetă. Și o ultimă chestiune, de unde se pot cumpăra bilete pentru concertul de la Satul Mare și când ajungeți efectiv la noi în oraș? Vă aud cu întrerupere, dar cred că m-ați întrebat despre bilete la Satul Mare, la Casa de Cultură, concertul de pe 24. Încă mai sunt câteva bilete disponibile pe bilete.ro și așteptăm cu drag pe sătmăreni să se alăture și să fim împreună în această frumoasă interpretare a săptămânii patimilor pe care Madrigalul o oferă. Domnul Pantelimon, vă aștept în studio cu drag și vă așteptăm la Satul Mare. Seară frumoasă! Cu mare drag și cu dor venim, pentru că nu este prima dată. Domnul primar știe, domnul Iancu ne-a adus acum câțiva ani și a fost o bucurie acolo la Medieșu Auriță. Concertăm într-un spațiu plin de voie bună, plin de generozitate și mai ales cu o sete pentru cultură, cum de puține ori am întâlnit. Mulțumesc mult! Vă așteptăm cu drag la Satul Mare! Mulțumim mult! Da, domn primar, a anticipat, nu? A fost, ai rămas domn primar pentru Emil, pentru Pantelimon.
Și de ce nu? Poate că e așa, ca o vorbă aruncată înainte, pentru că Radu Iancu intră în cursa. La întâlnirea noastră pe care am avut-o, când am discutat mai mult despre instituția prefectului, am evitat oarecum povestea cu candidatura. Acum e sigură, nu? Da. Intră Radu Iancu din nou în lupta pentru primăria Medieș. Da, sigur, voi candida pentru funcția de primar la Comuna Medieșului. Și acum, ca să întreb și eu ca poetul, ce-l mâna pe el în luptă? Sigur, am început câteva proiecte care au fost sau nu realizate, unele doar parțial, și de data asta, împreună cu echipa care am constituit-o la Medieșaurit, suntem pregătiți să intrăm în luptă și, zic eu, și suntem aproape sigur că vom câștiga. Da, ceva de reproșat actualului primar sau o să facem o emisiune separată? Sigur, o să vină vremea să facem o emisiune electorală și atunci putem discuta concret despre activitățile care au fost făcute sau nu au fost făcute la Medieșaurit. Dar e o provocare, sincer, pentru că e una dintre comunele importante. Cred că în top 5 comune, dacă stați să o iau așa. Dacă nu, chiar top 2, top 3. Eu zic că... Ce e? Turțu e cea mai mare comună, nu? Da, ca și număr de locuitori e Turțu, Bixadu și Medieșu. Dar ținând cont de configurația celor două localități, Turți și Bixad, unde populația e... majoritatea plecată. Medieșaurit are totuși, zic eu, cei mai mulți locuitori care sunt activi și care sunt acasă. Da, și și ca întindere e cea și mai nu mare. E lipit de un municipiu sau de un oraș, cum nu chiar. N-aș zice, Bixadu e legat de Negrești, adică. Bineînțeles, Medieșul are particularitățile lui. E o comună mare, frumoasă, relativ aproape de oraș și o comună care are potențial. Da, merită mai mult. Acum am fost castelul ăla, e o poveste frumoasă cu castelul, dar ar trebui și finalizată până la urmă. Da, sigur. Medieșul și medieșenii merită mult mai mult. Cum îi simțiți pe oameni acolo? Începe așa forfota alegerilor sau sunt cum... Încet, încet, ca peste tot, se apropie alegerile și electoratul se manifestă. Practic, un candidat e sigur primarul, al doilea era doi ani. Cum mai există intenții pe acolo sau alte partide? Sau... Sigur, deocamdată mai sunt, sau cel puțin se aude că vor mai fi și alți candidați, dar partea cu candidații e sigură doar în momentul în care ai depus... Ai depus actele la Bej. Exact. La Biroul Electoral Județean sau, mă rog. Se depun la circumscripția electorală locală. Locală, mă rog, fiecare în funcție de unde e arondat, ca să zicem așa. Da, aveți echipa făcută, cu cine mergeți la... Da, avem o echipă puternică de colegi care muncesc. Vom munci și pentru Consiliul Județean. Bineînțeles, pentru europarlamentare, ținând cont că din partea partidului nostru avem chiar un candidat pe listele de europarlamentar, un candidat care este pe un loc eligibil. Vorbim de Gheorghe Cârciu, secretarul de stat al Departamentului Românilor de Pretutindeni, care este nu numai de la partidul nostru, dar este și din județul nostru. Da, și e clar, locul 11... Da, e un loc eligibil, fără prea mare emoție. Probleme. Dar, totuși, noi trebuie să muncim. Cum ar rămâne de văzut? Sigur, se vor face calcule, sunt multe încă necunoscute în ecuație. E un județ atipic, de mereu clar favorit, pentru că are bazinul de alegători disciplinați, ca să zic așa. Oricum, e greu de făcut alte calcule, dar, până la urmă, sigur, contează fiecare vot, nu? Sigur, noi pornim în luptă și ne considerăm câștigători. Da, păi normal până la urmă. Da, așteptăm și noi oficial depunerea candidaturilor și atunci cu siguranță că o să vină Radu Iancu și cu mai multe detalii despre ce se poate întâmpla la Medieș. Da,
interesant, dacă stăm să ne uităm așa în istoria Medieșului din 90 încoace, a fost așa o alternanță între dreapta și stânga, nu? Dacă stăm să o luăm așa, a fost și da, PSD, da. Și PNL, nu, la un moment dat și PD, mi se pare. A fost și candidat independent, da. La un moment dat, care pe urmă s-a înrolat în partid. E greu cu independenția, acum, sincer. Acum e foarte greu, da. Acum e foarte greu. Plus că după ce ajungi în funcție, ca independent, depinzi de votul consilierilor, până la urmă tot trebuie să te înclini undeva într-o parte sau alta. Da. Sigur, partea asta cu independentul e așa de moment. Până la urmă fiecare independent are o direcție. O direcție, da. Unora le place în dreapta, altora în stânga. Da. Cam asta e. Mulțumesc mult! O să vedeți și imagini de la ședința de vineri, ședința festivă de la instituția prefectului. Promitem că ne întâlnim cu Radu Iancu în campanie electorală și o să vorbim mai multe atunci. Sunt multe de povestit și despre Medieșul Aurit și despre proiecte. Până la urmă, cred că cei care trebuie să câștige din toată afacerea asta cu alegerile trebuie să fie locuitorii județului și ai localităților respective, nu? Cam asta ar trebui să se întâmple. Categoric, aș spune invers prioritățile. Cei care trebuie să câștige, în primul rând, sunt locuitorii Medieșului și, pe urmă, într-adevăr, și ai județului. Mulțumesc mult! Vedeți imaginea de la instituția prefectului. Mulțumim și domnului Pantelimon și îi așteptăm la Satu Mare. Nu uitați bilete pe bilete.ro și nu numai, și la Casa de Cultura Sindicatelor, dacă mergeți, găsiți bilete. Avantajul că e spectacolul la Casa de Cultură e că sunt 600 de bilete, nu mai sunt 600, că m-am uitat și acolo, mai sunt nu multe bilete de cumpărat și prețurile sunt accesibile pentru Madrigal. Vorbim de Madrigal, de poate unul dintre cele mai importante branduri culturale din România, asta e clar. Și nu e puțin lucru să vină la Satu Mare. Am văzut ce emulație s-a creat doar pe un anunț, Cantus Mundi la Satu Mare și au fost copiii, bravo lor și felicitări copiii sădmăreni, dar a fost o emoție și a fost multă lume în centru la Ziua Pământului, dar minte dacă vine chiar Madrigalul la Satu Mare, la Negrești și nu numai. Și dacă tot am pomenit și de fotbal, să spunem rezultatele de sâmbătă. Olimpia, CSM Olimpia a învins 2-1 și e pe locul 2 în serie, pe CSM Sighet. Victoria care e 1-1 egalată în la ultima fază cu Mina Urbaia Mare, iar Olimpia 1-121 Satu Mare. Am învins în prelungiri minutele 93 și 95 pe Minerul Ocna, deci cam astea sunt poveștile din Liga a 3-a. Mâine ne întâlnim cu fostul prefect Radu Bud în emisiunea Actualitatea Sădmăreană de la Nord-Vest TV. Miercuri vorbim despre școala sădmăreană și cam asta e oferta pentru primele 3 zile din această săptămână la Actualitatea Sădmăreană. Numai bine, rămâneți cu Nord-Vest TV! Viitorul județului Prahova. Așa se numește Dumnezeu. Mulțumim. Urmează județul Satu Mare. Hotărâre privind numirea domnului Tibi Ioan în funcția de prefect al județului Satu Mare. Având în vedere prevede articolul 250 aliniatul 1 și al articolului 251 aliniatul 1, 2, 2 indice 1 și 2 indice 3. În ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Domnul Tibil Ioan se numește în funcția de prefect al județului Satu Mare. Semnează prim-ministru Ion Marcel Ciolacu, contrasemnează pentru viceprim-ministru, ministru afacerilor interne, Bogdan Despescu, secretar de stat. Hotărârea are numărul 354. Domnule prefect, vă rog să depuneți rolul. Eu, Tibil Ioan, numit în funcția de prefect al județului Satu Mare, prin hotărârea Guvernului numărul 354/2024, depun următorul jurământ în conformitate cu dispozițiile articolului 251 alineatul 3 din ordonanța de urgență al Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Satu Mare. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Mulțumim. Urmează județul Sălaj. Hotărâre privind numirea domnului curatorului Alexandru Funcție de subprefect al județului Sălaj. Având în vedere prevederea articolului 250 aliniatul 1 și al articolului 251 aliniatul 2, 2 indice 1 și 2 indice 3, ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 de 2019 privind votul administrativ cu modificările și completările ulterioare și temeia articolului 108 din Constituția României Republicată, guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Domnul curatorie Alexandru se numește în funcția de subprefect al județului Sălaj. Semnează prim-ministru Ion Marcel Ciolacu, contrasemnează pentru viceprim-ministru ministru afacerilor interne, Bogdan Destescu, secretar de stat. Hotărârea are numărul 363. Domnule subprefect, vă rog. Eu, curatorie Alexandru, numit în funcția de subprefect al județului Sălaj, jur, respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea, pentru bine, în doar dreptului Sălaj. Așa se va întâmplă Dumnezeu. Mulțumesc. Mulțumim. Urmează județul Sibiu. Hotărâre privind numirea doamnei Minea Maria în funcția de subprefect al județului Sibiu. Având în vedere prevede articolul 250 aliniatul 1 și ale articolului 251 aliniatul 2, 2 indice 1 și 2 indice 2 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Doamna Minea Maria se numește în funcția de subprefect al județului Sibiu. Semnează prim-ministru Ion Marcel Ciolacu, contrasemnează pentru viceprim-ministru ministru afacerilor interne, Bogdan Despescu, secretar de stat. Hotărâre are numărul 364. Doamna subprefect, vă rog. Eu, Maria Minea, numită în funcția de subprefect al județului Sibiu, prin hotărârea Guvernului numărul 364 din 2024, depun următorul jurământ în conformitate cu dispozițiile articolului 251 alinia 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să mă ajute Dumnezeu. Mulțumim. Trecem la Tellerman. Hotărâre privind numirea doamnei Mitran Piticu Valentina Veronica în funcția de prefect al județului Tellerman. Având în vedere prevederile articolului 250 aliniatul 1 și ale articolului 251 aliniatul 1, 2, 2 indice 1 și 2 indice 2 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Doamna Mitran Piticu Valentina Veronica se numește în funcția de prefect al județului Tellerman. Semnează prim-ministru Ion Marcel Ciolacu, contrasemnează pentru viceprim-ministru ministru afacerilor interne, Bogdan Despescu, secretar de stat. Hotărârea are numărul 355. Doamna prefect, vă rog. Eu, Mitran Piticu Valentina Veronica, numită în funcția de prefect al județului Tellerman, prin hotărârea guvernului numărul 355 pe 2024, depun următorul jurământ în conformitate cu dispozițiile articolului 251 aliniatul 3 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Tellerman, așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim. În final, județul Francea. Hotărâre privind numirea domnului Iorga Marius Eusebiu în funcția de prefect al județului Francea.
Având în vedere prevederea articolului 250 aliniatul 1 și ale articolului 251 aliniatul 1, 2, 2 indice 1 și 2 indice 3, în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind potrivit statului cu modificările și completările ulterioare și temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâri. Articol unic. Domnul Iorga Marius Iosepe se numește în funcția de prefect al județului Vrancea. Semnează prim-ministru Ion Marcel Ciolacu, contrasemnează pentru viceprim-ministru ministrul afacerilor interne Bogdan Dezbescu, secretar de stat. Hotărârea are numărul 356. Domnule prefect, vă rog să depuneți jurământul. Eu, Iorga Marius Iosepe, numit în funcția de prefect al județului Vrancea, prin hotărârea Guvernului numărul 356 pe 2024, depun următorul jurământ, conformitate cu dispozițiile articolului 251, aliniatul 3, din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să mergi pe Dumnezeu. Mulțumim. Înainte să-i dau cuvântul doamnei secretar de stat Areta Matei, doresc să le mulțumesc foștilor prefecți și suprefecți, doamnelor și domnilor foștilor prefecți și suprefecți pentru întreaga activitate, iar dumneavoastră să vă doresc un mandat cât mai ușor. Vă mulțumesc, doamna secretar, să vă rog. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor prefecți, doamnelor și domnilor suprefecți, vă felicit pentru investirea în noile funcții. Pe umerii dumneavoastră apasă o responsabilitate imensă și vreau să conștientizați acest lucru. Am convingerea că veți putea aborda rapid problematica complexă a activității instituției prefectului și că veți realiza în cele mai bune condiții responsabilitățile ce vă revin potrivit legii. Doresc ca între Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile prefectului să existe un dialog continuu care să contribuie la o bună organizare și funcționare, raportat și la colaborarea cu celelalte structuri teritoriale ale Ministerului. Potrivit dispozițiilor constituționale, prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local, aspect care îl obligă la o conduită profesională ireproșabilă, atât în fața cetățenilor, prin protejarea intereselor comunităților, cât și în fața Guvernului României, prin asigurarea respectării legii la nivelul județului pe care îl reprezintă. Obiectivul principal care trebuie să ghideze acțiunile dumneavoastră, dar și ale întregului aparat din subordine, este satisfacerea intereselor comunităților și ale cetățenilor prin asumarea deplină a rolului constituțional ce vă revine. Prin depunerea acestui jurământ, deveniți garanții implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și a respectării ordinii publice. Aceste atribuții date de lege, conferind instituției prefectului o importanță deosebită la nivel local. Totodată, fac un apel la promptitudine și profesionalism în gestionarea tuturor situațiilor care pot pune în pericol siguranța cetățenilor. Este nevoie de o reacție eficientă și implicare totală, având în vedere că întreaga societate traversează o perioadă dificilă. Fie că este vorba despre situații de urgență sau despre gestionarea ordinii publice ori a altor situații de criză, trebuie să oferiți un răspuns articulat și prompt pentru restabilirea climatului de normalitate, precum și o alocare judicioasă a resurselor de la nivelul județului. În prezent, ne aflăm într-o perioadă cu activități complexe, specifice domeniului electoral, având în vedere organizarea și desfășurarea în anul în curs a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, alegerilor locale, parlamentare și prezidențiale, ce necesită un efort deosebit și un management performant.
Aștept de la dumneavoastră implicare totală și responsabilitate în gestionarea situațiilor ce vizează interesele comunității. De aceea este necesar să acționați în mod operativ și cunoscând foarte bine legea, după o documentare temeinică și o consultare solidă cu toți factorii de decizie implicați. În minister sunt structuri de specialitate în care își desfășoară activitatea adevărați profesioniști, la care puteți apela pentru sprijin și îndrumare ori de câte ori considerați necesar. Vă doresc mult succes în activitate. Și nu în ultimul rând, doamnelor și domnilor colegi, prefecți și subprefecți care astăzi își încheie mandatul, doresc să le mulțumesc foarte mult pentru buna colaborare, să-i felicit pentru activitatea pe care au desfășurat-o la nivelul instituțiilor prefectului și să le doresc mult succes în continuare în tot ceea ce au ales să întreprindă. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Activitatea s-a încheiat. Un minut m-a să da? Distinse doamne, distinși domni, stimați invitați. Vreau să fiu foarte scurt și punctual să dau un mesaj de mulțumire. Este o etapă din viața mea, o experiență deosebită, în care am întâlnit oameni deosebiți. Astăzi marchez finalul mandatului meu de 2 ani și aproape 2 luni în calitate de prefect și înainte de a părăsi această funcție doresc să vă adresez cele mai sincere mulțumiri pentru colaborarea solidă și eficientă de-a lungul acestei perioade. Prin profesionalismul și dedicarea fiecăruia dintre dumneavoastră am reușit să facem față diverselor provocări și probleme cu care s-a confruntat județul nostru. Vă sunt profund recunoscător pentru sprijinul și parteneriatul dumneavoastră și vă asigur că am depus toate eforturile pentru a servi cu integritate și devotament intereselor locuitorilor județului Satu Mare. Cu toată încrederea că veți continua și să serviți interesele județului nostru cu aceeași pasiune și competență, vă mulțumesc încă o dată pentru colaborare și vă urez numai succese în viitoarele dumneavoastră activități. Aici țin să mulțumesc structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne, primarilor, Consiliului Județean, directorilor, cultelor, ONG-urilor. Mulțumesc Guvernului României, primul ministru Marcel Ciolacu, pentru susținere. Mulțumim colegilor mei din instituție, din instituția prefectului, cei care asigură că acest mecanism să funcționeze perfect. Mulțumesc Partidului Social-Democrat, conducerii Partidului Social-Democrat, domnul președinte Mircea Cobor, pentru susținere. Mulțumesc celor doi colegi subprefecți, domnul Alfred Tomaș și domnul dr. Popromeo, pentru colaborare. Și în ultimul rând, aș dori să mulțumesc cabinetul cu care am dus împreună greu, și la bine, și la mai mult greu. Mulțumesc Radu, mulțumesc Bianca, mulțumesc Corina, mulțumesc Florin. Și în încheiere aș dori să mulțumesc reprezentanților presiei pentru colaborare. Și ca o mulțumire personală, pe parcursul celor 2 ani de activitate, președintele României, dorind a răsplăti meritele domnului Roca Tiberiu Radu Tiberiu, conferă Ordinul Bărbăției și Credință în grad de cavaler cu semn pentru civil, ca și o contribuție importantă adusă la îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice Ministerului Afacerilor de Interne. Stimați colegi, nu este meritul meu, este meritul instituției și este meritul dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc pentru colucrare și pentru colaborare. Este o realizare în care vă doresc să aveți și mai departe această bună colucrare și bună colaborare. Domnule prefect, domnule prefect Ioan Chibir, vă doresc succes și o bună activitate cu toți cei care veți lucra. Mulțumesc! Mulțumesc.
tot am ajuns la mulțumiri, o să vin și eu de la mulțumiri scurte. Vreau să mulțumesc domnului Radu Roca, în numele Partidului Social Democrat și a președintelui, pentru toată activitatea avută în cei 2 ani și 2 luni, o activitate fructuoasă, care, zic eu, merită răsplătită măcar cu mulțumiri. Îi mulțumesc și numele meu personal și a echipei, într-adevăr, pentru că în această perioadă am fost mult timp împreună, am rezolvat multe probleme și provocări care, într-adevăr, a fost noi pentru toată lumea. Am început cu criza ucraineană și am fost o echipă care am încercat prin toate forțele noastre să rezolvăm problemele care le-am avut. Mulțumim, domnul prefect, și să știți că am fost nu doar colegi, am fost și prieteni tăi și rămânem în continuare. Se pot baza pe noi. Domnului prefect, îi doresc spor la muncă, putere de muncă, noua provocare care are și vreau să vă precizez că speculațiile apărute în legătură cu numirea prefectului în ultima perioadă nu trebuie luate în seamă, sunt pur speculații. Și vă spun ce ați văzut și acum, prefectul este numit de către primul ministru. Punct. Am... Celelalte sunt doar speculații. Și intervenția aceasta am avut în numele domnului Govor și a partidului, pentru că domnul Govor nu a putut să fie astăzi aici, este plecat la București cu rezolvarea unor probleme ale județului. Și unele chiar și de natură electorală. Sperăm să fie rezolvate și să avem o perioadă electorală liniștită. Spor la treabă și... Împreună. Doamnelor și domnilor, dragii mei, cu foarte multe dintre voastre ne cunoaștem, am fost împreună și în trecut, în alte activități, dar eu, bineînțeles, într-o altă poziție. Astăzi, pentru mine, reprezintă o mare onoare și o mare cinste. Mulțumesc opiniei publice prin intermediul mass mediei și mulțumesc, în primul rând, Bunului Dumnezeu pentru Sfânta zi de astăzi. Acum, în câteva cuvinte, o să vă aduc la cunoștință un pic din gândurile mele care, bineînțeles, în această poziție mă obligă ca să o fac. Funcția de prefect reprezintă o mare respect, demnitate, dar și o mare responsabilitate. Mulțumesc Guvernului României, conducut de domnul Ion Marcel Ciolacu, mulțumesc domnului ministru secretar de stat Gheorghe Cârciu, mulțumesc domnului președinte Mircea Gorgu, al Partidului Social Democrat Satu Mare, și mulțumesc tuturor colegilor mei de partid pentru susținere și încredere acordată. Funcția pe care o ocup astăzi, în acest moment, este una politică, dar vă asigur că voi fi prefectul tuturor sărmărenilor. Indiferent de naționalitate sau apartenență politică. Totodată vă asigur că voi da dovadă de implicare și îmi doresc să continui munca depusă de prietenul și prefectul nostru, Radu Roca. Să rămânem deschiși față de cetățeni în slujba cărora lucrăm. Totodată, de promit autorităților locale și județene, dar și serviciilor guvernamentale deconcentrate, susținere totală pentru proiectele importante pentru comunitate și pentru apărarea ordinei și siguranței publice pe teritoriul județului Satu Mare. Din acest moment, orice problemă și orice interes legal al oricărui cetățean sărmărean devin proiectele și preocupările noastre ale subsemnatului și ale instituției pe care o onoare și demnitate o voi conduce și o conduce. Ne așteaptă o perioadă aglomerată. Ne aflăm în calendar electoral pentru organizarea alegerilor locale și europarlamentare. Și sunt convins că împreună cu dumneavoastră și întreaga echipă de la instituția prefectului vom asigura bunul mers al acestora, astfel încât ca fiecare cetățean al județului nostru să-și poată exprima și manifesta nevigiat dreptul la vot. În mod special îi mulțumesc colegului meu Radu Roca și echipei sale, care va fi și echipa mea, bineînțeles, pentru eforturile depuse și în ultimii 2 ani și mai ales, având în vedere, cum spunea și Radu Iancu,
situația greu de gestionat a luptei cu vecinii noștri ucrainieni. Îi doresc mult succes la atingerea noilor obiective. Bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor și să ne dea putere să trecem cu bine peste toate provocările. Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea considerație. Acum, vă rog foarte mult, mai pe momentul când încercăm să facem o campanie. Dacă cineva dintre dumneavoastră mai dorește să ia cuvântul, cu mare drag.